Câtă bucurie este astăzi la cei 5 ani care împlinește Părintele Schimonas Serafim de când a plecat la cele veșnice, să-și vadă cei doi nepoți preoți, slujind în sobor, aici unde Părintele Serafim a vestit câțiva ani de zile. Mare binecuvântare! Și în familia Părintelui Serafim sunt 4 teologi. Al treilea în devenire preot și nepoată și fiică terminată facultatea de teologie și profesoară de religie. Am simțit să spun câteva cuvinte, fiindcă ne reamintim cu multă bucurie, dar totodată și cu multă mâhnire, că Părintele Serafim, drag nouă tuturor, care l-ați cunoscut și vețuitor al nostru, ne-a fost drag tuturor. Dumnezeu l-a înzestrat cu mare dar. Cu mare dar, am spus-o deseori, nu toți cei care au facultăți multe și chiar de teologie ar putea ajunge să formeze atât popor prin simplitatea, dar nu ultimul rând, credința și râvna Părintele Serafim, care a fost doar schimonah, dar era căutat foarte mult de credincioși, care, de altfel, în cuvintele înălțătoare, care le dădea la toți credincioșii care erau în nevoi și în încercări, primul cuvânt al Părintelui nostru Schimonas Serafim era să te duci la Maica Domnului, la icoana făcătoare de minuni, să spui durerea, dar ți-aș da un sfat să te rogi așa, nu lungi rugăciuni. Iisuse scump, ajută-mă, măicuță scumpă, ajută-mă. Cu aceste două rugăciuni, foarte multă lume s-a format și Măicuța Domnului i-a prea binecuvântat cu mari daruri. Veneau foarte mulți din afară să îl căutau și care n-au avut copii, îi îndemnau la rugăciune, la post și foarte mulți au venit după aceea la Maica Domnului, la Sfânta Icoană, făcătoare de minuni, din sfatul Părintelui Serafim, cu copiii în brațe ca să-i blagoslovească. Nu puțin sunt. Avem cele două volume care sunt trecute deja, minunile întâmplate la Sfânta Icoana Maicii Domnului și spuneam aseară la o familie de credincioși că nu de mult timp a fost tămăduit un copil care era în clasa 5-a din Basarabia, a venit o singură dată în pelerinaj, că a auzit de icoana făcătoare de minuni. Și o minune dumnezeiască a Maicii Domnului, copilul deja învață ce este la școală. Ați văzut ce înalt om cu putință la Dumnezeu este. Măicuța Domnului se uită și la inima, sufletul, trăirea, credința tuturor. Și a avut milă, dar nu numai de un prunc. Câți prunci nu s-au tămăduit aici la Maica Domnului? Câți credincioși și credincioase. Mi-aduc aminte, nu de mult, un caz foarte cutremurător. O femeie, o doamnă, voia să pornească de mulți ani la mănăstire, la Maica Domnului și n-a mai ajuns. Și-a adus-o frica în dealul mare. Că o zi care a diagnosticul cancer. Că zic, Măicuța Domnului, mă duc la control, dar vin și la tine.
venind la o distanță mare, pe drum tot s-a rugat. Când a ajuns la Iași, medicul i-a zis, Doamne, nu ai niciun cancer. A venit plângând în deal la Maica Domnului să-i mulțumească că a pus mânuța acolo unde deseori pune mâna Dumnezeu și Maica Domnului, ne dă și ne reia, adică ne dă încercarea și boala și tot Dumnezeu drăguțul o și ia de altfel boala. Boli fără de leac. Dar totul depinde de credința noastră tuturor. Să nu cerem doar când avem nevoie de Dumnezeu. Ați văzut cât de bun e Dumnezeu cu noi? Dacă Dumnezeu s-a luat după de câte ori repetăm păcatul, îl spovedim iarăși, îl facem. Ce-am fi noi oare astăzi? A mai exista? Dumnezeu întârzie totodată, dar nu uită. Am spus-o și o spun deseori, să nu profităm de bunătatea lui Dumnezeu, că este iubire și iertare. Bine ar fi să alergăm la Dumnezeu nu numai când avem nevoie, că Dumnezeu trimite a sa vărguță și încercare și dacă mai ești puțin credincios, ne-a umblat la Sfânta Biserică, ne-a spovedit, ne-a împărtășit. N-ai o legătură cu Dumnezeu, nu ești în slujba lui Dumnezeu, e foarte greu să te ridici. Un om credincios foarte ușor se ridică și nu cade în desnădejde, cum spun unii, depresie. O dată mulțumim lui Dumnezeu pentru tot și toate. Mulțumim fratele Constantin Ciofu pentru frumosul colind care de la intrarea Maicii Domnului știți bine că se ascultă colind, dar mai cu seamă de acum, de la Sfântul Apostol Andrei, Sfântul era Nicolae, se colindă în biserici și mănăstiri și în casele noastre. Mulțumim încă o dată pentru frumosul colind pe frate Constantin. Mulțumim la preacucenicii părinți, nepoții părinții Serafim. Ei în trecut veneau toate sărbătorile Crăciunului, Paștului, erau cu noi. Acum au ajuns preoți, căsătoriți, cu copii. Mulțumesc dumneavoastră, cei prezenți, măicuța scumpă a Domnului, să vă răsplătească cum va ști mai bine și să aveți inimile calde, să fiți milostivi. Că luna aceasta, orice sărac, să bucure de bucățică de pâine. Rog pe măicuța Domnului, pe milostivul Dumnezeu, să ajungem cu bine să ne bucurăm de praznicul împărătesc al pruncușorului Iisus Hristos. Să ne întărească pe Dumnezeu pe toți și Maica Domnului să fie lângă noi și asupra noastră cu Sfântul Său omofor.